E vremea colindelor în fiecare colț de țară, iar tradiția rămâne încă vie. Prin orașe, obiceiuri vechi de sute de ani renasc în aceste zile, aduse din nou la viață de tineri și bătrâni deopotrivă. Astfel, un grup de colindători de la grădința numărul 7 cu program prelungit, îmbrăcați în straie populare, au poposit la restaurantul Mehedințiul meu, încântându-i pe cei prezenți cu cele mai frumoase colinde. În aceste zile, toți copiii au pregătit programe speciale de sărbători și au plecat la colindat. Astăzi, un grup de colindători de la grădinița numărul 7 cu program prelungit din Drobeta Turnu Severin, îmbrăcați în straie populare, au poposit la restaurantul Mehedințiul meu. Ca aproape la fiecare sfârșit de an calendaristic, în preajma sărbătorilor de iarnă, se aud glasuri cristaline de copii care urează de bine pentru noul an sau care colindă minunatele colinde de Crăciun. Mă numesc Ana. Și cine te-a îmbrăcat pe tine, Ana, așa de frumos? Mama. Și îți place acest sport popular pe care îl porți? Ba da. Și ce ați făcut astăzi aici? Văd că v-ați îmbrăcat toți foarte frumos. A făcut să colindăm. Maria. Și câți ani ai, Maria? 5. Ce porți tu astăzi pe tine? Un costum popular. Și totodată de ce ați venit astăzi aici? Ca să colindăm. Îmi spui și mie, te rog, cum te numești tu și câți ani ai? Erica și am 4 ani. Păi totodată, Erica, că te-ai îmbrăcat foarte frumos. Ce porți astăzi? Am venit în colindat. Și ești îmbrăcat într-un costum popular. Da. Ce melodii ați interpretat voi astăzi? Ce piese? Ce colinde? Primiți, primiți colindători! Micuții s-au bucurat de fiecare moment, au cântat și astfel au reușit să ofere spectatorilor cele mai frumoase și savuroase momente. Cum te numești tu? Lales. Și câți anișori ai tu? 2. Cine te-a îmbrăcat pe tine așa de frumos? Mama mea. Și cu ce ocazie te-ai îmbrăcat așa? Să vreau eu. Azi vrei tu? Da. Și ai venit la colindat? Da. Și ce ai colindat tu? Ce piesă ai spus? Care ți-a plăcut cel mai mult? Colindăm, colindăm iarna. Mă numesc Tudor și am 4 ani. Și ce faci tu, Tudor, astăzi aici? Cu ce ocazie ai venit tu? Să mergem colindat. Și văd că ați venit cu toții să colindați și să primiți daruri, mă gândesc. Da. Și care colindă ți-a plăcut ție cel mai mult? Favorita ta? Deschide gazgăusa. Copiii au fost însoțiți de către cadrele didactice care i-au îndrumat și i-au susținut, asta pentru ca momentul să fie bine pus la punct. Vedem că a venit cea mai frumoasă perioadă anului, perioada colindelor. De ce vă aflați astăzi aici cu atâția micuți? Noi venim de la grădința numărul 7 cu program prelungit. Am venit cu grupa mijlocie, grupa fluturașilor. Este primul an în care am plecat cu ei în colindat și ne-am gândit că acum, dacă totuși este perioada sărbătorilor, să bucurăm și noi oamenii și să arătăm că și chiar dacă suntem atât de mici, putem să facem lucruri mari. Am venit cu 3 colinde. Fluturașii noștri s-au descurcat foarte bine, am repetat mult cu ei și au fost foarte încântați de ideea aceasta de a merge în colindat la mai multe instituții. Au fost foarte încântați, auzind că o să primească și cadouri și o să afle lucruri noi. Reprezentanții restaurantului Mehedințiul meu au fost extrem de încântați de faptul că micii colindători le-au trecut pragul cu cele mai frumoase colinde, iar pentru că spectacolul a fost unul reușit, micuții au fost răsplătiți cu pizza și suc. Am primit cu drag o grupă de colindători de la grădinița numărul 7. Bucuria noastră a fost să primim copii, să începem sărbătorile cu copii și din partea noastră le-am oferit pizza, suc și voie bună. Multă sănătate și sărbători fericite! Este cea mai frumoasă perioadă a anului, iar asta se vede la orice pas. Micuții aduc bucurie în sufletele celor cărora le trec pragul.